Scopul proiectului este de a înlesni accesul elevilor și preșcolarilor din mediul rural la servicii stomatologice, în contextul în care foarte mulți copii nu au mers niciodată la stomatolog. De mai bine de o lună, cabinetul stomatologic mobil staționează în comuna Roiești. Între medic și copii s-a format deja o legătură strânsă, iar cei mici merg fără teamă la consultație. Foarte frumos, da. Nu, n-a drăt. Ai mai fost la medic, la stomatolog, nu? Nu, n-am fost. E prima dată? Da. Câți ani ai? 13. Și n-a durut? Nu. Ce probleme aveai așa? Ce te durea? Asta, două măsurile cariate. Cum a fost la stomatolog? A fost foarte bine, adică mi-a făcut și plombița, acum nu mai mă doare. Ai mai fost la stomatolog până? Da, da. Da. Unde mergeai? La doctor Moldoveanu. În departe de Roiești? Nu, că, da, 45 de kilometri, ceva. Era un efort pentru părinții tăi să... Da, dar acum dacă e la școală, mi-a făcut toate plombițele. Și căriuțile. Da, a fost frumos, o doamnă e foarte drăguță, e ok, are mâna ușoară, deci foarte frumos. Nu, nu, deloc. Știi, un pic, m-a durut un pic așa, mi-am băgat în cesta, a fost foarte frumos. E, nu, doar nimica, e foarte ok. La stomatolog, da, a mers, dar de fiecare dată când a mers a avut mâna un pic mai grea, dar ea e foarte ok. Mai mult eram în Vâlcea, a fost dat când trebuia să mergem tocmai în București, dar era mai ok aici, îmi place cum vine. Eu n-am fost nicăieri la niciun stomatolog, a fost prima oară, prima dată. Am 13 ani. Da, da, măsele, da, da. Foarte bine, mă simt foarte bine. Nu. Cam jumătate din ei nu au mai fost până acum la stomatolog și am încercat să-i văd de mai multe ori pe cei cu multe probleme, care nu au acces la stomatologie. Sunt probleme grave? Nu sunt foarte grave. Căriuțe simple, am făcut multe sigilări, florizări. În jur de 180 de copii din comuna Roiești se numără printre beneficiarii proiectului Stomatolog în Comunitate. Au fost mici reticențe la început din partea unora dintre părinți, dar după prima săptămână și-au dat seama că este extrem de benefic pentru copii și... La prima întâlnire au venit și părinții, au trebuit să jupă un pic de timp ca să vină să-i însoțească pe cei mici, dar după aia, după ce părinții și-au văzut de treabă, copiii au venit singuri și de-abia așteptau să vină la caravană. Există în zonă cabinet stomatologic? Nu, nu există. Am înțeles că a fost acum ceva timp, dar nu există și e destul de dificil pentru ei. Aveam frecvent situații în care se plângeau că îi doare măseaua sau... Erau probleme. Prima comunitate în care a ajuns caravana stomatologică a fost Peșteana, unde s-au realizat tratamente care ar fi costat la un cabinet privat 47.900 lei. Caravana este dotată conform normelor și înăuntru ei se desfășoară servicii stomatologice complete. Vorbim de extracții, vorbim de tratamente stomatologice complexe, prevenția dentară care este foarte importantă pentru copii. Iar cum au declarat și copiii, ei sunt mulțumiți, sunt fericiți. Medicul care lucrează aici este un singur medic, vorbim pe acest proiect de un singur medic. Celălalt proiect au fost undeva la 17 medici. Este foarte drăguț cu copii și conform așteptărilor acestea. Și vreau să specific că ne bucurăm foarte mult de sprijinul autorităților locale. Înainte de pandemie, caravana stomatologică a Asociației Prietenii Spitalului Vâlcean a ajuns și la copiii din Stănești, Măciuca și Oteșani.